Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița organizează vineri 25 septembrie, începând cu ora 10 la Casa Tineretului din Târgoviște, bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Până în prezent, 34 de agenți economici au confirmat participarea cu o ofertă de 286 de locuri de muncă. În continuare, piața forței de muncă din județ este destul de puțin ofertantă pentru tinerii care și-au finalizat studiile. În baza de date a AJOFM Dâmbovița se află 2186 de absolvenți din anul curent care își caută un job, ceea ce înseamnă că aproximativ 8% au șanse să se integreze pe piața muncii. Angajatorii care nu și-au înregistrat posturile disponibile și sunt interesați să participe la bursa locurilor de muncă pot transmite ofertele de locuri vacante și pe adresa de e-mail a instituției, respectiv ajofm@rondb.aneofm.ro.